După despărțirea de Florin Ristei, Naomi Headman s-a mutat înapoi în Londra. Se pare că trecerea timpului a adus multe schimbări în viața ei, iar toate drumurile au adus-o înapoi în România. Este mai fericită ca niciodată alături de fiul Ozanei Barabancea, Andreu Barabancea, și formează un cuplu perfect. Naomi Headman i-a pregătit o surpriză romantică lui Andreu Barabancea, cu ocazia Sfântului Andrei din 30 noiembrie. Iubita lui a postat o imagine cu el în timp ce stă în pat, la bustul gol, și i-a scris un mesaj deosebit, cu care cu siguranță i-a adus zâmbetul pe buze. La mulți ani de ziua numelui, iubirea mea. A scris Naomi Headman, Florin Ristei și Naomi Headman s-au cunoscut la X Factor. În sezonul în care ea a fost concurentă, iar după terminarea competiției, între ei a început o relație de iubire. Lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase, astfel că fanii lor se așteptau să facă pasul următor. Relația lor a luat sfârșit brusc, iar Florin Ristei a vorbit despre acest lucru. S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță. Știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat. Când se încheie împotriva voinței amândurora, din motive independente, e nasol. O să o sun după ce terminăm aici, că mi-e dor de ea.